În această seară, familia Vică este alături de noi, e pe canapea și familia aceasta merită apreciată pentru că, așa cum ați auzit mai devreme, în cazul în care n-ați prins emisiunea de la început, mama lor s-a apucat de abecedar și ați auzit bine, da, de abecedar, ca să învețe, să citească și să-și ajute copiii când avea 23 de ani, nu? 23. După aia au luat cărți, au învățat totul despre plantele medicinale, cunosc peste 200 de plante medicinale, iar acum trăiesc că reușesc să vândă un kilogram de frunze de dud cu un ron jumate sau păducelul cu un ron jumate și așa mai departe. Adună tot felul de plante medicinale ca să supraviețuiască. N-au curent în casă și stau într-o casă care nici măcar nu e a lor, acoperită cu folie și atât. Aveți un cont pentru că lucrați cu firme care trebuie să vă pună ronul ăsta în cont, nu? Și avem contul afișat pe ecran unde ne dorim din toată inima să se strângă ceva bănuți și să aveți niște sărbători fericite. Pentru că contează foarte mult, contează foarte mult să nu mai fie o pacoste, cum ziceați dumneavoastră, domnule Vică. Spuneați că e o pacoste pentru noastră perioada sărbătorilor. Să facem ceva neapărat ca să asigurăm la copii minimul măcar, să simtă cât uși de puțin, cu toate că fetele sunt mari, nu mai... Am încercat să le ferim de aceste necazuri, de aceste probleme, dar totuși acum sunt destul de mari și înțeleg. Fetelor, să știți că sunt oameni care se uită la noi și spun să nu vă dați bătute, chiar dacă la școală oamenii vă fac să, că sunteți săraci, că sunteți, că umblați după buruieni, să nu vă dați bătute. Trimit oamenii mesaje și spun că nu contează etnia, că poți să te duci la facultate indiferent, la o facultate de stat, indiferent din ce familie provii și din ce mediu, nu contează. Important e că vă doriți să învățați carte. Elena, tu vrei să te faci avocat. Tu, Florentina? Încă mă gândesc. Tu încă te gândești. Iar tu, Ionela? Tu ai 20 polițistă. De ani. Polițistă. Și vrei? De ce vrei să te faci polițistă? Îmi place foarte mult această meserie și pot să fac mult mai mult de atât. Să fac mai mult bine. Îți e rușine când te duci să aduni, cum zic poate colegii voștri la școală, buruieni de pe câmp ca să trăi, vătuce straiul din asta? Nu. Nu mi-e rușine pentru că, până la urmă, e ceva normal. Din punctul meu de vedere. Nu e ceva de care să mă oferesc, de care să... Pur și simplu. Eu e o meserie. Așa o privești, ca o meserie. Da. Doamnă, știți totul despre plantele medicinale, peste 200 de plante. Le cunosc, dar... Le cunoașteți așa, le cunoașteți pe câmp. Da. Spune, uite, asta e, nu știu ce, asta e tot. Da. Ați avut vreodată, nu știu, vreo experiență mai puțin plăcută când vă duceați pe câmp să adunați? Da, ne-a cerut cineva, nu cunoșteam talpa gâștii. Și zicea, cunoașteți talpa gâștii? Zic, măi, dacă nu o cunosc, adunăm și o găscă după stradă și o aduc. Da, am făcut un stil de glumă, zicea, cred că nu o cunoști. Și mi-a adus o carte și ne-a arătat-o. Și chiar culmea o aveam în curte. Talpa gâștii, da, s-au întâmplat multe, că nu le cunoști pe toate până nu înveți de ele. Și noi să aveți o magazie acolo la Câmpina unde țineți depozitate toate aceste plante? Da. Uite, eu vreau să vă dau o veste bună pentru că vin sărbătorile și pentru că dacă vin sărbătorile, noi vrem ca pentru oamenii care sunt aici la emisiune, pentru oamenii care se uită la noi, sărbătorile astea să nu mai fie o pacoste. Sărbătorile sunt un lucru frumos. Trebuie să vă bucurați de ele. Trebuie să, nu știu, să aveți ce pune pe masă, să aveți un alt spirit în ziua aia. Vreau să vă spun că în această seară aveți 100 de milioane de lei vechi de la Fares Orăștie, o companie românească dedicată plantelor medicinale de peste 85 de ani. 100 de milioane care sper din toată inima să vă ajute să aveți altfel de sărbători. Știți cum e? E un Dumnezeu acolo sus. Dumneavoastră trăiți pentru că strângeți plante medicinale și iată că o companie care se ocupă cu plantele medicinale de peste 85 de ani, o companie românească, Fares Orăștie, vă ajută să aveți altfel de sărbători. Mă bucur mult pentru că și cred că ne cunoaște, dar numai după în telefon am vorbit. Tocmai astăzi am stat de vorbă. Am primit o comandă de muguri de plop. Da, cu dânsii numai la telefon, nu ne-am văzut niciodată. V-au cerut muguri de plop? Da,
dar nu ne cunoaștem față în față. Vedeți cum e, vedeți cum e viața asta? Vedeți cum e? Trăiți din faptul că ați învățat toate plantele medicinale și că le cunoașteți și acum se întorc lucrurile astea. Elena, o să aveți altfel de sărbători. Flori, Ionela. Ionela, de ce plângi? Tu ești cea mai emoționată. De ce? Încercam să facem tot posibilul. Mi-aduc aminte că și de mult Nicolae am vrut ca ele să primească ceva. Și am fost chiar să iau pe datorie de la un magazin. Și nu știam cum să fac să primească ceva. Și de mult și Crăciun. Pentru că te-ai dus la un magazin de Moș Nicolae să-i pe datorie? Da, și nu mi-a dat. Ce ai vrut să le iei? Poate să știe că eu le luase. Un corn, o ciocolată, o sticlă de suc. Ceva dulciuri, în general. Asta ai vrut să le iei de Moș Nicolae? Da, și noroc o mătușă de-a mea care mi-a dat din ultimii ei bănuți, mi-a dat acolo 20. Da, stai că ai fost la magazin acolo și ai cerut pe datorie un corn, un suc și... Am cerut câte ceva și... Ca să le dai surorilor tale. Da. Ce s-a întâmplat? Ți-au zis că nu. Da. Și vrei să le cumperi că tu ești sora mai mare și de Crăciun ceva? Da, normal. La noi e o tradiție. Indiferent ce ar fi, sărbătorile se fac. Pentru că e singura ocazie unde... Cu toții putem fi împreună. Știu că n-ar trebui să existe o zi specială ca să ne strângem. Însă ne luăm cu munca, cu școala, cu una, cu alta și nu mai avem timp. Ne regăsim seara când ne punem toți în pat, mai stăm de vorbă, mai schimbăm două vorbe și ne apoi... Ne punem toți în pat sau toți în aceeași cameră, nu? Am stat, da. Timp de... Uite, hai să vedem și imaginile astea cu casa voastră de la Câmpina, unde voi practic stați. Hai să vadă așa lumea. Aici e podul casei. Aici e podul casei, unde depozitați plantele medicinale pe care le luați de pe câmp. Preferite de praf. Asta faceți și o să vadă imediat cei de acasă când vin imagini la rând și locul unde locuiți. Câte camere aveți, Ionela? Acum avem trei, însă până în această vară am stat într-o cameră de 4x4, 5 persoane, noi trei stăteam într-un singur pat, de fapt într-o canapea. Și ei într-un pat de o persoană care ne despărțea un șifoner. Atâta tot. Și, dar ne-am descurcat. Să vedem casa, stai să lăsăm imaginea, să vedem casa voastră și mașina care nu faceți altceva decât să vă duceți să care din păcate azi și vreau să vadă cei de acasă, locul întâi, premiu 3. Uite câte diplome în casa voastră, pentru că sunteți niște oameni care învățați. Uite medalii, ale cui sunt medaliile? Ale mele. La ce sunt? Sport. La ce? La atletism, concursurile din oraș, din Câmpina, toate da. Concursurile care... La atletism, concursurile da. De, sunt ea ale tale. S-au înscris toate și au participat de fiecare dată la orice concurs posibil. E adevărat că în dimineața asta v-ați vândut mașina cu care cărați plantele medicinale că nu mai aveați bani? Am pățit-o chiar de dimineață. Mașina noastră e pe gaz. Am încercat să o împingem ca să le ducă pe ele. La școală? Da. Nu a pornit. La o jumătate de oră după ce au plecat ele, am zis să o împingem iar. La noi este capăt de linie și începe o vale unde e pădure, pur și simplu. Și în timp ce am împins, a pornit mașina și au cedat frânele. Și vreo 200 de metri s-a dus în vale cu mașina cât pe ce să răstoarnă. Da. În dimineața asta? Da. Și vreau să o vindeți că nu mai aveți bani? Da. Cât luați pe mașina aia? Da, dacile în general se vând cu 500-600 de lei, nu dă nimeni mai mult. Deci luați 5 milioane? Da, la preț de fier vechi, așa. Da. Elena, tu la ce ai premii?
Păi, eu, multe premii le am cu biserica, am fost și la București. A fost școala altfel, un proiect și tot așa, m-am luat un interviu părintelui nostru și am luat loc întâi pe oraș. După am luat tot așa un interviu, a fost un nostru în lumea asta, exact, a jurnalismului. Da, și chiar mi-a plăcut. Da, nu cred că o să mai am ocazia. Cine are cele mai multe premii de acolo? Nu știu, că au diplomele la un gentuț. Avem vreo 80 de diplome toate la un loc. Trei fete din Câmpina, 80 de diplome, medalii câștigate la competiții și o viață de calvar. Eu sper să vă bucure faptul că în această seară, Ionela, mâine dimineață o să ai acolo un cont 100 de milioane de lei vechi. De Crăciun nu va mai trebui să te duci să iei pe datorie, pe caiet. Vei putea să le cumperi surorilor tale ce vrei. Cu siguranță. O să fie altfel Crăciun. Da. Și oamenii care se uită la noi sunt convins că vă ajută și ei în conturile care sunt afișate pe ecran, pentru că încercăm să vă facem un sărbători fericite, să fiți altfel. Da, voi mulțumim foarte mult doamnei care ne-a ajutat și de-am ajuns până aici. Că dacă nu era dânsa să-i fie milă de noi, că a sunat pur și simplu să facă o comandă și i-au spus că nu poate la ora aceea, era 6. Și a zis că nu poate, nu vede. Și dânsa, păi cum se poate așa ceva? Și dânsa, noroc cu dânsa că am ajuns aici. În perioada sărbătorilor se întâmplă minuni. Nu știi niciodată cine e la telefon și cum ajungi, unde ajungi și iată că ați ajuns la emisiune și că astăzi vreau să nu vă mai aud că spuneți că vin sărbătorile cu pacoste. Cel puțin sărbătorile astea, să le așteptați cu bucurie, să vă bucurați de ele. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și noi mulțumim. Și să nu renunțați la școală, fetele. Nu sub nicio formă școală. Să nu renunțați la școală, să vă duceți la școală și mâine, poi mâine, cine știe cum, în ce intersecție să ne întâlnim și tu o să fii polițist. Dau la criminalistică. Cum? Polițiștii nu plâng. Ați văzut, da? Vă mulțumim mult de tot. Noi vă mulțumim. Ceaiurile mi le lăsați mie, da? Da, da, da. Să-mi lăsați un număr de telefon pentru foi de dud, nu? Astea cu... Astea calmează, nu? Da, foi da. De dud. Ne aduce și nouă, cumpărăm noi. Vă mulțumesc mult de tot și să aveți sărbători fericite. Și oameni buni, uitați-vă pe ecran, sunt conturile afișate. Din toată inima vă spun că oamenii ăștia merită ajutați. Fiecare cu un leu, cu... am avut cazuri aici la emisiune când cineva s-a dus la bancă doar să pună 7 RON. 7 RON la bancă ca să ajute. Așa că eu vreau să le fiu recunoscător tuturor oamenilor care se uită la emisiunea asta într-un număr atât de mare și care răspund la cazurile noastre și care ne ajută și care ne ajută să-i facem pe oamenii ăștia fericiți. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Vă mulțumesc mult de tot!